Împărtă și la Sfântului Duh să fie cu voi cu tot. Și cu Duhul tău. Sus, să avem inimile. Lingviștii cred că numele de Sânziana vine de la latinescul Sanctus Dies Iohannis, care înseamnă Sfânta Zia lui Ioan, azi fiind sărbătorită nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele 6 sărbători pe care Biserica Ortodoxă le închină acestui proroc. Toată creștinătatea sărbătorește pe Ioan Botezătorul, a cărei naștere a avut loc, deci cum e mâine, și în popor această sărbătoare se numește și Sânziene. E, sigur că Ioan Botezătorul a fost cel mai mare proroc și al Vechiului Testament și al Noului Testament. El a prorocit pe malul Iordanului, chemând omenirea la pocăință, adică la îndreptare, spunând pocăiți-vă că se apropie împărăția lui Dumnezeu. Sigur că îl întrebau, erau curioși toți ce se întâmplă, ce e aia împărăția lui Dumnezeu. El a fost trimis și pregătit de către Tatăl cel Ceresc ca să fie înaintemergătorul, pregătitorul și botezătorul Fiului lui Dumnezeu, adică Mântuitorul Iisus Hristos. Și el de aceea spunea tuturor, pocăiți-vă, îndreptați-vă că se apropie împărăția lui Dumnezeu. E o mare sărbătoare și pot să spun că poporul român a avut atât de mare dragoste și legătură cu prorocul Ioan, încât mii de români îi poartă numele de Ion, de Ioana și alte derivate din acestea. Sărbătoarea Sânzienilor marchează începutul verii în calendarul popular, are loc la 3 zile după solstițiu de vară. Este celebrată încă din vechime, dar figurează și în calendarul creștin ortodox. Noaptea de Sânziene se spune că este magică deoarece se deschid porțile cerului și lumea de dincolo vine în contact cu lumea pământeană.